Bună seara, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Reușita. În această seară vom discuta despre Centrul de Studii și Cercetări Juridice și Socio-Administrative din cadrul Universității de Petrol și Gaze din Ploiești și l-avem alături de noi pe directorul acestui centru, domnul Mihai Apostolache, căruia îi spunem bun venit la emisiunea noastră, bună seara și bine ați venit. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Avem un raport, să zicem așa, de activitate pe care ni l-ați pus la dispoziție și, mă rog, lucruri pe care le-am mai aflat și noi despre ce ați făcut dumneavoastră în cadrul acestui centru. Dar haideți să discutăm puțin despre ideea. Noi am mai făcut o emisiune pe această temă și ea poate fi găsită, ca și multe alte emisiuni, pe www.reușita.ro, unde veți putea vedea și această emisiune, cei care nu puteți să o urmăriți acum în direct. Când a luat naștere acest centru și care a fost ideea pentru care ați pornit la drum? Înainte de a vorbi despre centru, permiteți-mi să vă felicit pentru ideea care ați avut-o cu această emisiune și cu modul în care o realizați și promovați tot ceea ce înseamnă valoarea adăugată, se spun, la nivelul județului Prahova. Probabil că nu ați văzut foarte exact, dar mulțumim pentru publicitate. Deci, exact așa este și sloganul nostru: Reușita promovează valoarea. Pentru că asta ne dorim, nu... Este... Și o facem, trebuie să spunem, de 10 ani lucrul acesta și... Felicitări, sperăm și să dețină Dumnezeu sănătoși. La cât mai mulți ani de acum înainte, cum ne dorim și noi ca centru să... parcurgă cât mai multe etape și sigur să realizeze cât mai multe din proiectele pe care și le-a asumat. Centrul de care vorbim a fost înființat în 2013 prin decizia Senatului Universității de Petrol și Gaze. A fost o idee care a pornit de la o discuție care am avut-o cu câțiva colegi de-ai mei, dar și cu foștii mei profesori atât de la Facultatea de Drept cât și de la specializarea administrație publică din cadrul Universității de Petrol și Gaze. Am considerat că este un moment bun să punem în aplicare acest proiect prin care să înființăm un centru de cercetări. Nu de alta, dar am tot participat, atât eu cât și colegii mei, la diverse evenimente științifice organizate de fie de alte universități, fie de astfel de structuri de cercetare și am considerat că și noi avem capacitatea și organizatorică, dar și din punct de vedere al producției științifice să realizăm un astfel de centru de studii și să aducem în domeniul dreptului și în domeniul științelor sociale în general idei noi, teze noi pe care să le promovăm și care sigur să unele dintre ele să ajungă chiar la nivel legislativ, să fie susținute și să devină acte normative. Acum la, iată, 2 ani putem spune, nu aproape 2 ani, pentru că nu sunt chiar 2 de când v-ați înființat. Sunteți mulțumit de ceea ce ați făcut? Întotdeauna... Credeți că se putea face mai mult, ca să vă pun și următoarea întrebare? Dacă ne gândim că am pornit acest proiect de la zero, atât eu cât și colegii mei suntem mulțumiți de ce am realizat până în acest moment. Nu avem nici 2 ani de la înființare și cu toate astea am reușit să punem în practică câteva acțiuni de amploare. De asemenea, ne-am gândit că este bine să deschidem o colaborare și cu alte structuri de cercetare din țară și din străinătate, cu alți parteneri, inclusiv din mediul privat, tocmai pentru a ne face cunoscuți, tocmai pentru a ne promova ideile și, desigur, pentru a promova și universitatea care ne-a dat prilejul să ne afirmăm și pe acest tărâm al cercetării științifice. Bun. Spuneați mai devreme de faptul că ați avut o serie de acțiuni și pentru cei care sunt curioși să afle acest lucru,
Le spunem să acceseze prahovabusiness.ro și acolo găsesc acțiunile pe care, cele mai importante pe care dumneavoastră le-ați făcut până acum. Și am văzut din ceea ce am structurat aici ca și, haide să nu-i spunem raport de activitate, ceea ce ați realizat dumneavoastră în acest an și jumătate, două lucruri mi-au atras atenția în mod deosebit. Sigur, sunt foarte multe aici, dar primele două pe care aș vrea să le dezbatem acum sunt legate de aceste conferințe pe care le-ați făcut, atât pe plan național cât și cu participare internațională, și faptul că atât în 2013 cât și în 2014 ați premiat șeful promoției de la specializarea administrație publică din cadrul Universității de Petrol și Gaze din Ploiești. Este un lucru, cred, foarte meritoriu, faptul că, iată, și dumneavoastră ați premiat valoarea, nu ați și promovat, ați și premiat-o. Și dacă ne puteți spune ce s-a întâmplat cu acești absolvenți, dacă și-au și găsit de lucru, știți despre soarta lor în acest moment, și despre aceste conferințe, care am văzut că sunt, și chiar v-ați propus și pentru anul acesta să organizați din nou conferință internațională la Ploiești. Da, lucrurile pe care le-ați amintit sunt strâns legate de ceea ce ne-am asumat noi în statutul acestui centru, și anume să organizăm diverse evenimente științifice, atât naționale cât și internaționale, să dăm posibilitatea cercetătorilor tineri sau mai experimentați să își exprime ideile pe care ulterior să le grupăm în diverse lucrări de specialitate. Și de asemenea, un obiectiv care ni l-am propus și care, iată, s-a concretizat, este acela de a promova, de a susține performanța și de a da un semnal că apreciem acei oameni, acei studenți care sunt în mod real preocupați de propria lor devenire, că sunt conștienți că prin învățare poți să ajungi acolo unde ți dorești. Mă întrebați de soarta acestor tineri. Ei, din ce știu, s-au înscris la masterat, urmează această formă superioară de învățământ, după care nu știu în acest moment dacă sunt și angajați. Dar acestea sunt etapele firești. După partea de studii universitare, de licență, urmează masteratul, pentru că știți bine, am intrat pe sistemul Bologna și după cei 3 ani de licență urmează 2 ani de masterat, și dacă, sigur, doresc să rămână în învățământul universitar, trebuie să urmeze și partea de școală doctorală pentru a deveni doctor în disciplina sau în domeniul în care doresc să-și desfășoare activitatea. Bun, haideți să ne spuneți câte ceva și despre aceste conferințe care au avut loc atât cu participare națională cât și internațională. A fost greu să organizați prima conferință? Pentru că totul are un început, dar cu siguranță ați avut și emoții, ați avut probabil și lucruri care... Au fost emoții, dar în același timp experiența acumulată în toți acești ani ne-a ajutat foarte mult să trecem cu succes de această etapă. Am organizat o primă conferință în aprilie 2013. Într-adevăr, a fost o conferință internațională. Participând la multe astfel de evenimente științifice, am văzut și cum se pune în aplicare o astfel de idee. N-a fost ușor, dar nici greu, tocmai pentru că, spuneam, experiența ne-a ajutat în acest sens. După prima acțiune a venit și a doua, care s-a concretizat în organizarea unei conferințe naționale în luna iunie. Mă iertați, prima acțiune am avut-o în colaborare cu Facultatea de Administrație și Afaceri din cadrul Universității București în toamna anului 2013, după care în 2014, în aprilie, am organizat noi conferința internațională. A venit cea din iunie, conferința națională cu tema tendințe actuale în dreptul public. Practic am dorit să marcăm împlinirea 165 de ani de la nașterea profesorului de drept public Constantin Disescu, și
am fost singurii la nivel național care am organizat un astfel de eveniment și în luna decembrie, pentru a marca ziua Constituției României, am organizat o altă conferință internațională cu tema Constituția și societatea contemporană. Care au fost ecourile? Pentru că sunt convins, în afară de ce s-a scris pe plan local, presupun că ați avut feedback și de la participanți și de la alte entități care au urmărit organizarea evenimentelor de la Ploiești. Păi, dacă urmărim cum s-au derulat lucrurile, vom constata că de la o acțiune la alta a crescut numărul de participanți. Prin urmare, ceea ce am făcut a avut eco în rândul cadrelor didactice și al general al specialiștilor din domeniul dreptului și științelor administrative. Asta nu înseamnă că ne mulțumim cu ceea ce am realizat până acum. Din contră, vrem să realizăm și mai mult și pentru asta, sigur, avem în plan alte acțiuni pentru acest an. În orice caz, și cu sprijinul dumneavoastră al mass media și cu sprijinul conducerii universității și a unor cadre didactice din București, am reușit să promovăm activitatea acestui centru atât pe plan național cât și pe plan internațional. Este foarte bine. Noi am reușit să terminăm prima parte a emisiunii. Vom lua un scurt calup de publicitate și ne întoarcem pentru partea a doua, pentru a vedea care sunt și proiectele de viitor, pentru a vedea că mai sunt niște lucruri de atins, dar nu le spunem încă telespectatorilor, decât publicitate și revenim pentru partea a doua. Stimați telespectatori, am revenit la partea a doua a emisiunii în această seară. Suntem alături de directorul Centrului de Studii și Cercetări Juridice și Socio-Administrative din cadrul Universității de Petrol și Gaze din Ploiești, o entitate înființată în 2013 și care până acum a avut ceva reușite, pentru că iată, am și ținut foarte mult să facem această emisiune. Am discutat în prima parte despre premierea promoției șefilor de promoție în 2013 și 2014, despre conferințele naționale și internaționale care s-au organizat la Ploiești și ecoul pe care acestea l-au stârnit, așa cum spuneați, din ce în ce mai mare. Aș vrea să discutăm în continuare despre alte câteva lucruri care s-au întâmplat și pentru că în spatele nostru avem câteva cărți, aș vrea să vă referiți, pentru că în hârtiuța pe care o avem noi în față scrie și de editarea unor broșuri, a unor cărți, în colaborare cu dumneavoastră. Despre ce este vorba și de ce încă mai este nevoie de carte? Pentru că vedem epoca digitală, peste tot este prezentă, încearcă să acapareze totul, cu siguranță că nu va reuși să acapareze chiar totul, dar este într-o creștere semnificativă de audiență. De carte a fost nevoie întotdeauna. De carte a fost nevoie întotdeauna și știți cum este, ce e scris rămâne, așa că... Prin urmare, plecând de la această idee, am reușit în toată această perioadă să grupăm în patru volume opiniile pe care diversi autori din domeniul dreptului, al științelor sociale, le-au exprimat cu ocazia fie a conferințelor pe care le-am organizat, fie cu ocazia marcării unor evenimente din viața unor persoane. Avem trei astfel de volume colective. Primul a fost editat după conferința din aprilie 2014, se numește Administrația publică în Europa celor 28. Al doilea volum colectiv poartă numele de tendințe actuale în dreptul public, iar după conferința din decembrie 2014 dedicată Constituției, am editat volumul Constituția și societatea contemporană. Nu în ultimul rând, tot anul trecut am marcat împlinirea 80 de ani de viață și activitate a domnului profesor Ion Ștefan Baicu. Mi-a fost profesor la această universitate, la specializarea administrație publică.
Este un om care m-a ajutat foarte mult, atât în activitatea profesională, cât și în activitatea politică, și am considerat că se cuvine să-i dedic, atât eu cât și alții colegi care au lucrat la acest volum, să-i dedicăm un volum cu ocazia împlinirii acestei vârste importante. De asemenea, plecând de la îndemnul doamnei profesor Vedinaș, care mi-a spus de la bun început: Mihai, dacă tot aveți un centru de cercetare, ar trebui să aveți și o revistă a Centrului de Studii și Cercetări. Și sigur, întotdeauna am ținut seama de punctul de vedere al doamnei profesor și am pus în practică această idee. Am realizat două numere ale Jurnalului de Drept și Științe Administrative. Este o revistă online în limba engleză, o revistă de specialitate care, așa cum rezultă și din titlu, cuprinde articole din domeniul dreptului și științelor administrative. Această revistă deja am indexat-o în baze de date internaționale, tocmai pentru a avea și relevanță în plan internațional și pentru, sigur, a fi luată în considerare în activitatea pe care o desfășurăm noi la nivel universitar. Apropo de această, haideți să-i spunem, un parteneriat pe care vreți să-l faceți și cu alte instituții similare, nu numai din țară, ci și din străinătate, am văzut că ați încheiat 5 protocoale de colaborare științifică cu diverse entități publice și private din țară și străinătate și ați vrea să ne amintiți care sunt acestea. Așa este, vă spuneam de la bun început că pentru noi a contat foarte mult experiența pe care am acumulat-o participând la diverse evenimente științifice organizate de alte entități, fie din țară, fie din străinătate, fie din zona publică sau din zona privată, drept pentru care întotdeauna experiența altora este binevenită și o legătură permanentă cu oameni, cu entități care au un cuvânt de spus pe această zonă a cercetării științifice, este importantă să... Colaborarea cu astfel de entități este foarte importantă. Prin urmare, așa cum a spus și dumneavoastră, am încheiat 5 protocoale de colaborare științifică cu Asociația Română de Drept și Afaceri Europene, cu Institutul de Științe Administrative Paul Negulescu de la Sibiu, cu Societatea de Științe Juridice și Administrative din București, de asemenea cu Institutul de Științe Administrative din Republica Moldova. Președintele acestui institut, doamna profesor Orlov, este mai tot timpul prezentă la evenimentele științifice din România. O așteptăm și noi cu interes la viitoarele noastre acțiuni, poate la acțiunea din iunie sau din decembrie din acest an. În orice caz, spuneam, aceste contacte ne ajută foarte mult să ne diversificăm activitatea, să învățăm din experiența celorlalți și, sigur, să aducem și noi un plus de valoare pe tărâmul cercetării științifice. Bun, am văzut ceea ce ați făcut până acum. Aș vrea să ne spuneți și dacă, la rândul dumneavoastră, ați participat la alte evenimente de acest gen sau la alte manifestări în țară sau în străinătate pe această temă, reprezentând centrul de la Ploiești. Vă spuneam că da, am participat și în calitate de coorganizator, dar și ca simpli participanți la anumite evenimente științifice, fie la București, fie la Sibiu, fie în alte părți din țară. Dorim să participăm și la astfel de evenimente în străinătate, cum de altfel dorim să încheiem noi colaborări cu structuri de cercetare și din alte țări. Și aici mă gândesc la Germania, mă gândesc la Austria,
Sunt doar două exemple, dar noi deja am început să avem contacte mult mai strânse și cu cercetători din Serbia, din Ucraina, deci atât din țări membre ale Uniunii Europene, cât și din afara spațiului Uniunii Europene. Spuneați mai devreme că dorim. Care ar fi dorințele pentru acest an, cel puțin? Pentru că avem aici o agendă a activităților pe care le-ați preconizat pentru anul 2015 și aș vrea să ni le spuneți pentru a le auzi și telespectatorii noștri. În primul rând m-am exprimat așa pentru că aici suntem o echipă, nu lucrez singur. Am alături de mine și colegii din cadrul Universității de Petrol și Gaze și conducerea Universității, care spuneam ne-a dat tot sprijinul în toată această perioadă, dar am alături de mine și profesorii, foștii mei profesori din București, dar și alții cercetători care s-au înscris în centrul nostru, dar care activează în alte universități din țară. În ceea ce privește proiectele pe acest an, ne-am stabilit să organizăm două conferințe internaționale, una care se va desfășura în luna iunie și cealaltă probabil la sfârșitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie. N-am stabilit în acest moment tematica pentru că trebuie să mă consult cu membrii Consiliului Științific, după care vom anunța temele pe care le vom aborda în cele două evenimente științifice de nivel internațional. Vom face și invitațiile de rigoare și să sperăm că și aceste acțiuni vor avea succes. Trebuie să aibă un succes mai mare decât precedentele, nu pentru ca să vă înscrieți în trendul pe care vi l-ați impus, ca să spunem așa. Cu siguranță, asta ne dorim. În ceea ce privește revista de care am vorbit, dorim să edităm trei numere în acest an, două numere obișnuite, pentru că revista este bianuală și vom avea și un număr special dedicat unei anumite problematici, care sigur va fi analizată din diverse unghiuri de cei care vor trimite articole pentru publicare. Tot în acest an, în luna iunie, așa cum v-am obișnuit, o să premiem și șeful promoției de la Specializarea Administrație Publică, promoția 2015, și iarăși tocmai pentru a da un semnal că suntem alături de cei care fac performanță în învățământul superior. Bun, ar mai fi ceva de adăugat în legătură cu activitatea centrului, pentru că la sfârșit aș vrea să discutăm un minut, două și despre politică, pentru că dumneavoastră ați făcut politică și ați făcut politică chiar la nivel înalt și aș vrea să vă întreb dacă în momentul de față mai sunteți angrenat politic, noi din ce știm da, și dacă mai aveți aspirații înalte și pe partea aceasta. Da, în continuare îmi văd și de activitatea politică. Cei 8 ani de parlament sigur m-au ajutat foarte mult să reușesc să fac față cerințelor din sfera politicii, la care se adaugă, sigur, și alți 10 ani. Deci, practic, anul ăsta fac 18 ani de activitate politică. Ați ajuns la majorat. Da, am ajuns la majorat din punct de vedere al activității politice. O să vedem cum se vor desfășura lucrurile în plan politic în acest an. În orice caz, ca o părere personală, scena politică românească va arăta cu totul diferit la finalul acestui an față de cum o vedem noi astăzi, având în vedere toate mutațiile de la nivelul partidelor politice. Vedeți bine, partidele se reorganizează, vor apărea noi partide. Punctul meu de vedere este, în ceea ce privește acest lucru, că pluralismul politic trebuie încurajat. Sigur, în măsura în care respectă valorile Constituției, nu putem să fim de acord cu idei de extremism sau de altă natură care afectează fundamentele democrației românești, dar în orice caz
dacă apar noi partide, din punctul meu de vedere, sunt binevenite. Important este să susțină anumite proiecte, să își canalizeze energia în direcția dezvoltării și nu în lupte sterile care nu s-a demonstrat în cei 25 de ani de la Revoluție că n-au ajutat la nimic. România, din contră, tot ce înseamnă tensiunea și scandalul din politică au afectat serios toate domeniile vieții sociale din... Și pentru că tot ați venit la emisiunea noastră și pentru că Prahova Business, revista Prahova Business a scris și despre acest centru, vă ofer numărul din decembrie al anului trecut pentru a vedea ce noutăți s-au petrecut și din punct de vedere economic în județul Prahova. Cu siguranță că și dumneavoastră, ca și telespectatorii, puteți accesa prahovabusiness.ro și veți afla alte lucruri și de acolo. Încă o dată mulțumim pentru prezența la emisiune, succes și eu vă mulțumesc pentru invitație și pentru revistă și vă urez și eu mult succes în tot ceea ce faceți. Iar dumneavoastră, stimați telespectatori, vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Reușită. Până atunci, să aveți parte numai de realizări.